E o organizare de nota 4, stai jos. O să spun că acasă. nu erau pe stadionul lor, că erau la Târgu ziua, că s-au mutat, că dacă era probleme că nu se întâmpla așa ceva, dar oricum oamenii aceia care, pe care vedem civili în zona vestialelor n-au ce să caute acolo. Acolo trebuie să fie doar oficialii echipelor, arbitrii, observatorul și atât. Ce caută spectatori, ce caută oameni din, din conducerea clubului să stea la loje dacă sunt... Oficiali. Da. Uh, am văzut, am comentat, ne-am săturat de imaginile acestea. Revenind la meciul de pe Arena Națională de aseară, uh, acolo l-am văzut în tribune și pe Bilel Omrani. Uh, și a luat un atacant, se da. ajunge la Rapid, Bilel Omrani ajunge la FCSB. Un transfer uh, de viitor sau unul ratat? Gigi, pe care și-a schimbat optica. Până acum cumpăra jucători tineri pe care să-i formeze și să-i vândă. Acum au luat jucători cu experiență, cei doi fundați centrali, companiul, Omrani, jucători care să aducă un plus de valoare și experiență echipei. Înseamnă că se gândește chiar serios să se bate și pentru campionat anul acesta, nu doar să formeze jucători pe care să-i vândă. Din păcate, Omrani nu știu ce a făcut în ultimele luni. Nu știm dacă el avea tendințe de... de Pufoșenii, așa. De Pufoșenii, așa. Uh, vine în, la o echipă care deja a început de ceva vreme și campionatul și a jucat multe meciuri în Cupele Europene, pentru că au avut tururile preliminare. Uh, nu știm cum va fi din punct de vedere fizic. Nu mai au nici pe Neubert, deci să zicem că o parte fizică va avea un handicap, dar fotbal știe. Putem să să spunem că Omrani este fotbalist. Nu știm, așa cum spuneam... Nu dar știm. mai avea nevoie de Omrani? În condițiile în care luase pe companiul, are pe Bogdan Rusu acolo... L are pe Miculescu, l are, l are, l -are pe, Miculescu, Iani Stoica. Probabil că va schimba sistemul de jos, să că... 4-4-2. Nu, să, merge pe 4-3-3. 4-3-3, dar acum, dacă patronul a cumpărat pe Omrani, trebuie să-i găsească loc în echipă, nu? Că o să-i dea ordinul Dică, cum i-a mai dat, jos cu două vârfuri, ca așa vreau da, eu. Da, dar Omrani nu l-a cumpărat, l-a luat liber de contract, păi, da, are doar nu, un salariu. la, ce salariu, îi dă lui Omrani, ca și cum l-a cumpărat. La 20.000 pe lună? 240.000 240, .000 .000 de euro pe, pe an. an. Da. Păi n-a fost ca și în cazul lui Companio, nu? Pentru care a plătit 1,5 milioane de euro. Așa e, companiul mai tânăr cu trei ani decât domnul Rani, era la o echipă care, la care juca și... Asta, un Rani este de trei luni de zile, nu? Este pe, pe bară, se antrenează în parcurs, ce face. Nu știm ceva, ce se va întâmpla. Dar asta spuneam că este foarte mare aglomerație în zona de atac. În schimb, acolo unde trebuie să ai, să ai fundația, să te gândești la mai nimic. Tam și Daua... Te-ai te uitat în prima repriză ce pasă de duse dau de gol? Incredibil. Atacul cu în dreptul. E, așa, 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 la așa, E unul la unul, s-a terminat unul la unul. Repet, au dreptul cei de la FGSB să fie nemulțumiți pentru că Juma este eliminat. Vede al doilea galben. rămâne la apărarea cu un jucător cu are, are deja un cartonaj galben, trebuie să fie foarte prudent și să aibă foarte mare grijă. Și avea experiență Juma, e un fotbalist cu experiență. Mă gândesc însă și la ocaziile pe care le-a avut companio și bară și bară, situații de gol, inclusiv Rada Slavescu, care pe finalul partidei putea închide jocul chiar Astăzi. în finalul meciului putea închide jocul și nu s-ar mai fi ajuns aici. Cumva mi se pare nemeritat uh, rezultatul acesta de egalitate. Viviana, dacă ești pe CSB și ai investit atâția bani cât ți-ai permis ca pe un jucător de la voluntar care ce votariul joacă titular să-l aduci două săptămâni să-l dai înapoi, Trebuie să ai cel puțin 3-0 de la vestiare, că nu? Așa se spune. Dacă tu aduci 10-11 jucători și plătești salarii de 20.000-25.000 de euro față de voluntari care, nu știu cum, cum sunt salariile acolo. Uh, că s-a întâmplat ca pe jumătate să iau al la galben, că au primit penalti la ultima fază, rezultatul rămâne. Peste două săptămâni să uită tot, ne uităm, a, în, corect, clasament, noi uităm noi în clasament. Ne uităm în clasament și zicem o singură victorie în da, acum aici. în opt etape. Și aceea obținută împotriva Chindiei, dacă ne amintim, în care, care era în inferioritate numerică. Care condus la pauză Chindia. <laughs> da, este... Da. Cred că și suportii FCSB-ului au început să-l regrete pe Tonii Petre cu tănii Petra, au avut rezultate. Asta nu Bun. Cu Nicolae, Dica albătura... s-au calificat în Cupele Europene. Cu acel în minutul 90. Acel acel în minutul 90. Oricine pe bancă și... ca să primească acel penalti Dar nu știu, eu nu văd. La fel o nu să văd spunem. Mă, cum spui tu, rest... Vivi, iartă-mă, cum spui tu acum, că peste trei luni de zile nu mai ține minte Ține minte doar rezultatul, tot așa spunem și de Dica. Nu contează că penaltim minutul 90, contează că Dica a dus echipa în Europa. Hai să-ți dau un Europa. document. Nu Dica a făcut pregătirea fizică sau pregătirea tehnico-tactică sau pregătirea uh, precompetițională A făcut-o Toni Petra. Da, eu nu spun, doamne ferește, că Toni Petra nu are merite. Spun doar că în cazul da, lui... Am e prea multă iau, presiune pe Dica. Am, am ajuns să iau lui Toni Petra. Petra. care de ce e de presiune Nicolae Dică? Pentru că are și un Fel de, nu știu, aroganță, așa, o, da, la interviuri se ia de suporteri, se ia de jurnaliști, răspunde, este un pic mai. Nu, mai cred că Cred nu. față de Tony Petra, eu știu din, din interior. Sigur că Tony Petra era mai calin, din punct ca fire, mai calin. Era mai apropiat de jucători, era mai modest, era mai uh, cerebral, era mult mai mult. Eu știu că sunt probleme de vestiar la FTSB. Oh, asta ar fi chiar o problemă.